Legea privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale a intrat în vigoare astăzi. Devin aplicabile o serie de modificări ale prevederilor codului penal, codului de procedură penală și ale altor acte normative. Astfel, încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligației de a nu părăsi imobilul, ori nerespectarea de către acestea a condițiilor de deplasare, constituie infracțiunea de evadare. Atunci când cu rea credință inculpatul încalcă obligațiile ce îi revin, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde și de a-l prezenta de îndată procurorului. Se va indica în mod expres perioada de timp, precum și după caz locul de muncă, instituția de învățământ, unitatea sanitară sau alt loc în care se aprobă deplasarea inculpatului. În cadrul programului de supraveghere se va stabili ca cel puțin o dată la șapte zile calendaristice persoana aflată sub control judiciar să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa. La nivelul inspectoratului de poliție județean Maramureș au fost luate măsuri pentru instruirea personalului cu privire la aceste modificări legislative, precum și pentru informarea despre noile obligații legale ale persoanelor față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar. Reprezentanții poliției au avut și o videoconferință în care s-au transmis toate datele necesare ce trebuie cunoscute în acest sens. Legea reglementează înființarea, organizarea și funcționarea sistemului informatic de monitorizare electronică și modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere. Acesta va deveni însă operațional cel mai târziu la data de 1 martie 2022. Într-o primă etapă, monitorizarea electronică se va aplica în sistem pilot pentru cazurile de violență domestică în care a fost emis un ordin de protecție.